Iepurașul a venit deja pentru unii dintre comercianții aflați pe raza județului Buzău cu amenzi. Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare au demarat deja controlele premergătoare sărbătorilor de Paște, iar rezultatele nu au întârziat să apară. În această perioadă, mai exact de la sfârșitul lunii martie până pe 24 aprilie, se vor desfășura controlele la nivelul tuturor unităților pe care le-am menționat anterior. Până la această dată, fiind efectuate un număr de 50 de controle la nivelul diverselor tipuri de unități, plecând de la abatoare, unități de procesare a cărnii, carmangerii, măcelării, unități de uh, patiserie, de, laboratoare de cofetărie, patiserie, uh, fiind constatate un număr de 15 abate, da. au fost aplicate 10 avertizmente și 5. 5 amenzi. Cele mai multe dintre abateri au constat în depozitarea unor alimente în locuri insalubre. Depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, etichetarea necorespunzătoare, manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare de către personalul implicat în, atât în procesul de producție cât și în cel de comercializare, precum și lipsa analizelor medicale pentru personalul implicat v-am spus, pentru a, personalul angajat. Amenzile sunt în cuantum de 6.500 de lei pe partea de unități de alimentație. În hora controalelor a intrat și protecția consumatorilor care a închis activitatea unei patiserii și a unei firme de catering. La începutul lunii au fost acordate 10 sancțiuni, am spus două închideri și amenzi în valoare de 80.000 de lei. Controlele celor două instituții se vor intensifica în perioada următoare, atât în piețe și târguri, cât și în magazine sau în marile lanțuri de hipermarketuri.